Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Astăzi arată că îți pasă. Aceasta este porunca mea. Să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Ioan capitolul 15, versetul 12. Trage aer în piept și ține-l acolo o clipă. Acum expiră. Unde s-a dus aerul? Aerul pe care tocmai l-ai dat afară va face înconjurul pământului în următoarele 12 luni. Timp în care fiecare moleculă pe care a expirat-o va fi inspirată de altcineva pentru a fi expirată din nou. În felul acesta, noi suntem legați unii de alții, suntem conectați prin respirație unii de alții, dar și de Cel care a suflat prima oară peste noi suflare de viață. Întrucât există o chimie comună membrilor din rasa umană, suntem interdependenți. Noi suntem afectați pozitiv sau negativ de faptele celorlalți. În perioada generației egoiste, denumită generația Eu, era un lucru obișnuit să-i auzi pe oameni spunând: câtă vreme nu rănesc pe nimeni, nu e treaba nimănui ce fac eu. Din nefericire, tot ceea ce facem îi afectează pe oameni și nu există așa numitele fapte complet independente. Poetul John Donne a scris: niciun om nu este o insulă în întregime singură, ci fiecare este o bucată de continent, o piesă dintr-un întreg. Am încheiat citatul. Având lucrul acesta în minte, reține și aceste două versete. Primul: vă dau o poruncă nouă. Să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Ioan capitolul 13, versetul 34. 2. Să nu datorați nimănui nimic, decât să vă iubiți unii pe alții. Roman capitolul 13, versetul 8. Asta înseamnă că astăzi ai obligația să arăți că-ți pasă într-un mod practic.